În urma exploziilor de la Crevedia, la nivel național a fost demarată o campanie de control privind verificarea angajaților care desfășoară activități de depozitare și comercializare a carburanților auto tip GPL. Scopul principal al acestei campanii de control este verificarea respectării prevederilor legale care reglementează relațiile de muncă, securitatea și sănătatea în muncă în acest domeniu. Pentru neregulile constatate, ITM Hunedoara a aplicat mai multor angajatori câteva zeci de avertismente, dar și amenzi în valoare de 7.000 de lei. În județul Hunedoara sunt 75 de puncte de lucru PECO și GPL. ITM Hunedoara a efectuat verificări la 12 angajatori până acum, din totalul de 75 de puncte de lucru la nivelul județului Hunedoara. Și atât pe domeniul RM și pe relațiile de muncă, cât și în domeniul sănătății securității de muncă, s-au descoperit câteva abateri, s-au lăsat și măsuri, dar s-au aplicat și sancțiuni pecuniare. Astfel, în domeniul SFN pentru neinstruirea lucrătorilor, au fost o amendă de în valoare de 4.000 de lei, 16 măsuri și 15 avertismente. În domeniul relațiilor de muncă avem tot 12 angajatori, 9 abateri, 9 măsuri, 5 avertismente și o amendă de 3.000 de lei pentru timpul de muncă. Nu se respectă timpul de muncă. Campania națională de control privind verificarea angajatorilor care desfășoară activități de depozitare și comercializarea carburanților auto tip GPL se va încheia în data de 8 septembrie.